emoții. Ce tremur, ce timbru. Just wish you could feel what you say. Show never told, but I know you too well. Got a mood that you wish you could show. If teardrops could be bottled, there'd be swimming. Simpatic, ai fost acum la final când ai terminat melodia și nu știu, ai avut un râs așa fericit că eu a fost totul așa cum ți-ai dorit. Eu zic da. Că s-a dezlănțuit bine. Da. Da. Ia să vedem cum ți s-a părut, Dragoș. A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. Mulțumesc. Eu apreciez foarte mult capacitatea de a cânta într-un stil foarte personal. Mulțumesc. Și tu este clar că ai această calitate. Și pe mine m-ai făcut să mă simt foarte bine ascultându-te. Mă bucur. Mulțumesc frumos. Ariana, stai să vedem ce a simțit și Andy. Stai să vedem. Eu cred că ei a fost frică să nu cumva să greșească. Am simțit emoțiile astea de la început la ea. Eu n-am simțit asta. Până pe la jumate eu am simțit asta, după da? Care a început să se încălzească și a început să prindă încredere în ea, a început să se simtă bine și de-abia de acolo încolo parcă s-ar fi dezlănțuit, dar și atunci a... Ia mai bine să stau eu în banca mea să fie mai măsurat așa, să nu greșesc și râsul ăla de la sfârșit care a fost foarte sincer și drăguț, tocmai asta așa, am trecut cu bine. Asta simt eu la ea care, mă rog, are legătură cu faptul că se află probabil pentru prima oră pe o scenă atât de importantă, da. E prezența noastră, dar eu simt că e mult talent aici, e bine să știi. Mulțumesc frumos! E foarte interesant cum percepem muzica.
toți oamenii și ce simțim, ce ne spune o voce sau o melodie sau un timbru vocal. Eu cred că tu te-ai ținut de cuvânt. Mie mi se pare că te-ai deslănțuit într-un mod atât de fin, fără ca tu să faci foarte mult efort pe melodie. Dar asta pentru că ai trăit melodia. De fapt, asta e. Ar fi o plăcere să lucrez cu un om care are potențialul tău și să pot să-i dau din ceea ce știu eu un om ca tine. Mulțumesc! Haideți să și votăm! Andy? Ești și cool pe deasupra, am vrut să zic și lucrul ăsta. Ai un da de la mine azi, Ariana. Mulțumesc frumos! Un da și de la mine. Poftim? Un da, da și de la și de la Bobo. Mulțumesc! O să fie sigură, Bobo, că-i dai da! Dragoș? Din partea mea e un da sincer. Mulțumesc! Și eu vreau să te mai aud cântând, să știi. Se rezolvă acest lucru pentru că te vom auzi în etapa următoare, unde vei merge cu 4 de dai, un da și din partea mea. Hai, Doamne! Mulțumesc mult! Mult succes în continuare, Ariana! Mulțumim frumos!